Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară sunteți împreună cu noi. În seara aceasta am onoarea de a-l avea din nou invitat în emisiune pe un prieten drag, un om al lui Dumnezeu, nimeni altcineva decât Alexandru Ivan, doctor Alexandru Ivan, lider de tineret și presbiter la Biserica Creștină Pentecostală Betel din București. Alex, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, am onoarea la rândul meu să fiu din nou în mijlocul producenți media. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea spor și progres în toate acțiunile pe care le faceți. Mulțumesc frumos pentru invitație. Slavă domnule Alex, apreciez foarte mult prezența ta și estimați prieten, vreau să vă dezvălu un secret. Alex este un bun prieten al meu și de asemenea apreciez și mai mult că a venit, mai ales că astăzi suntem la finalul unei zile de muncă, după o zi plină, după o zi în care Alex, ca și alți invitați de altfel, dar în special Alex, a alergat astăzi, a răspuns pozitiv invitației de a veni și asta este un mare lucru înaintea lui Dumnezeu, ca pe lângă activitățile acestea de zi cu zi pe care le face pentru a ne câștiga pâinea, pentru a ne putea susține familia, suntem disponibili și pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce facem aici în seara aceasta și discuția pe care vreau să o avem, Alex, în seara aceasta, este o slujire înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt și alte slujiri. Numai că de data aceasta ne folosim în special de posibilitatea de a vorbi liber, de a discuta o temă foarte importantă, spun eu, în zilele noastre și de asemenea de a ne adresa unor oameni care nu vin întotdeauna la biserică sau nu vin deloc. Oameni care stau pe internet, accesează paginile noastre, conturile noastre de internet și se hrănesc sau pur și simplu intră în contact poate pentru prima dată cu Evanghelia. Așa că în seara aceasta ducem Evanghelia până la marginile pământului împreună cu tine și ca suport, să spunem așa, ca și punct de discuție, aș vrea să vorbim despre închinare. Dar când vorbim despre închinare, toată lumea vorbește închinare, toată lumea spune că face, ca toată lumea spune că se închină, aș vrea să punem în balanță două lucruri care sunt legate de închinare. Despre închinarea în templul lui Dumnezeu și despre închinarea în alte tipuri de temple, templele oamenilor. Sau, aș spune așa, preocupări legate de Dumnezeu și preocupările noastre legate de închinarea reală înaintea de Dumnezeu și apoi de orice alte preocupările noastre, de luptele noastre, să spunem așa, alergările noastre care par a fi de folos, dar de fapt ne omoară încet cu încet. Practic nu este decât o alergare după vânt. Suntem în vremea aceasta și suntem provocați. Suntem limitați și atenția noastră ni se cere să fie împărțită în multe direcții. Pe de o parte suntem copiii lui Dumnezeu, încercăm să și ne străduim și ar trebui să ne străduim să rămânem în relația noastră cu Dumnezeu și să creștem relația noastră, dar pe de altă parte multe alte lucruri trag de noi, devin foarte plăcute, foarte atrăgătoare și, practic, la un moment dat, mulți dintre noi ajung să-și creeze propriile temple, propriile pietre de aducere a minte, propriile, să spunem, creaturi idolești, poate nu în lemn și piatră, dar în alte forme. Așa că, Alex, inspirat de un cuvânt al tău mai vechi despre tema aceasta, aș vrea să punem tema aceasta a închinării în cele două direcții contradictorii și în fața telespectatorilor noștri. Vreau să văd cum vezi tu problema aceasta, tema aceasta. Așa cum am fost interesat în anii aceștia să înțeleg care este voia lui Dumnezeu pentru biserică și care sunt limitele pe care El le oferă credincioșilor atunci când îi invită la închinare, m-am regăsit de curând în fața aceleiași provocări. Nu o numesc o provocare veche, cât una care mă cam urmărește din an în an. Pentru că închinarea este un subiect întotdeauna actual
și ea îmbracă noi forme în funcție de spațiul în care ea se extinde. Acum vom lua punctual spațiul evanghelic, pentru că noi aparținem mișcării evanghelice de aici, din România. Întotdeauna, de după creație, omul a căutat să intre în legătură cu Dumnezeu. Au existat momente când oamenii s-au gândit că, așa cum ei locuiesc în anumite case, ar fi bine să-i dedice lui Dumnezeu un sanctuar. Un sanctuar pe care au vrut să-l numească Casa lui Dumnezeu. Toate populațiile reformulese, toate popoarele pământului, au dedicat zeităților pe care le-au slujit anumite edificii și au spus, pentru zeul acesta îi oferim în închinare, într-un sanctuar potrivit, tot ceea ce noi avem mai bun. Dumnezeu se uită spre copiii lui Israel, care sunt poporul lui. Și primul care vine cu ideea pentru un sanctuar este David. Și zice, Doamne, hai să-ți construiesc o casă. Cum e posibil eu să locuiesc într-o casă atât de comodă? Și Dumnezeu îi atrage atenția lui David că el nu locuiește în temple făcute de mâinile oamenilor. Totuși, intenția lui David este lăudată de Dumnezeu și spune, mă cinstește, dar nu vei face tu, pentru că tu ai vărsat sânge, ai fost un om al războiului, o va face fiul tău Solomon. Și Solomon este primul împărat din istoria lui Israel care îi dedică lui Dumnezeu un templu. Până atunci au avut cortul întâlnirii, tabernacolul. Un loc pe care îl dedicau lui Dumnezeu, în care se găseau obiectele de cult, sfinte. Chivotul, menora, altarul pentru tămâiere și așa mai departe. E bine, de data aceasta, cortul nu mai este de utilitate pentru copiii lui Israel. Și Dumnezeu acceptă pentru prima dată în istorie ca într-un loc anume să permite evreilor să se ridice un templu. Templul se ridică. Cultul se extinde. Israel îi se închină lui Dumnezeu în aceiași termeni. Dumnezeu spune, uite, un templu pentru mine presupune următoarele reglementări. Totul frumos. Până când într-una din zile Dumnezeu îi amintește lui Solomon, după construcția templului, că participarea lui Dumnezeu în dialog cu copiii lui Israel în acest sanctuar va fi condiționată de ascultarea deplină a poporului. Atunci când poporul va necinsti pe Dumnezeu, el își rezervă dreptul de a desconsidera clădirea pe care evreii au dedicat-o. Și este un subiect sensibil. Nimeni n-a vrut să creadă în istoria lui Israel că Dumnezeu ar fi capabil să renunțe la templu pe care l-a sfințit, pe care l-a binecuvântat, pe care l-a acceptat. Și găsim atâtea reglementări în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a ales să se întâlnească cu copiii lui Israel prin intermediul acestui templu și că locul preasfânt era un loc unde chiar locuia Dumnezeu. Era un loc unde marele preot intra o dată pe an. Oamenii simpli n-aveau voie acolo. Cine intra acolo risca să-și piardă viața. Deci erau niște reglementări foarte stricte, foarte clare. Templul lui Solomon, în toată splendoarea lui, a fost admirat. Există istorici care l-au numit una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Era de o frumusețe și de o splendoare și cu atât mai mult că era diferit de celelalte temple. Templele făcute de alte națiuni dedicate zeilor erau dedicate unor zeități moarte. Deci erau doar ritual, doar clădire, structură și atât. Dumnezeu nu era acolo. Ei bine, copiii lui Israel au și favoarea de a-L întâlni pe Dumnezeu în acest templu. Copiii lui Israel comit păcat. Copiii lui Israel îi întorc spatele lui Dumnezeu. Și unul dintre profeții cei mai curajoși ai Vechiului Testament, Ieremia, vine și spune în capitolul 7, din partea lui Dumnezeu, nu vă mai lăudați spunând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, ca și cum Dumnezeu este obligat să rămână în relație cu tine și să-și dea întâlnire în
perimetrul acestei case pe care i-ai dedicat-o, doar pentru că este sfințită și că este dedicată lui. Nu, ci Dumnezeu spune, dacă vă veți schimba căile și veți umbla în conformitate cu poruncile mele, doar atunci garantez că templul mai rămâne în picioare. Deci ființa umană dorește ca Dumnezeu să-și păstreze partea lui de contract, de promisiune. Exact. Iar eu... Indiferent de cum se comportă. Pot să fac ce vreau. Templul e al lui. Noi ne putem învârti pe lângă templu, ne putem face... Da, dar cum hai să o spunem direct. Să păcătuim că ne vom întoarce în templu și Dumnezeu... Peștera de tâlhare. Făcuseră la un moment dat... O peșteră de tâlhare. Numai că ce se întâmplă? Templul din Ierusalim este dărâmat. Și unul din profeții Vechiului Testament, profetul Ezechiel, este martorul uneia dintre cele mai dramatice experiențe pe care un profet a trebuit s-o vadă. A văzut la propriu cum s-a ridicat slava lui Dumnezeu de pe templul din Ierusalim și a înțeles că este vremea ca Dumnezeu să culce la pământ ceea ce i-a fost dedicat lui. Și mi-am pus... Era imposibil, pentru un evreu. Da. Numai că evreii n-au învățat lucrul acesta de-a lungul secolului. Și după robia babiloniană, un alt curajos, pe nume Zorobabel, își pune la inimă să rezidească templul, Ierusalimul. Și împreună cu Ezra, cu Neemia, cu căpetenii, cu oameni de bine, sub binecuvântarea lui Cir Persanul, reușesc să rezidească templul din Ierusalim. O mare splendoare. Ai spune că și-au înțeles lecția. Ulterior, același templu rezidit de Zorobabel, în anul 19 înainte de Hristos, este refăcut și recondiționat de împăratul Irod. Și spunea un istoric că cine nu a văzut templul lui Irod nu a văzut frumosul în viață. Deci era de o splendoare și tot din comun. Chiar și ucenicii atunci când au vizitat cu ocazie alături de Domnul Iisus Hristos templul, zice, Doamne, vezi ce splendoare, vezi ce... Și Iisus îi spune, dărâmați templul și îl zidesc în 3 zile. Și toți s-au speriat, au luat. Cum adică să dărâmăm templul și îl? Păi au luat 40 de ani să-l recondiționezi Irod. Cum vii tu și spui că îl dărâm și îl reface în 3 zile. N-au înțeles că acolo era o altă metaforă, trupul lui Hristos omorât și apoi în 3 zile să învie. Dar atenție! Unul dintre evangheliștii Domnului Iisus Hristos, Ioan, îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos într-un moment în care își începe activitatea, știi unde? În templu. Și primul lucru pe care îl face atunci când intră în templu este să curețe templu de ceea ce era compromis. Pune mâna pe un bici, Mântuitorul Iisus Hristos, și te mir citind că același Dumnezeu care a permis distrugerea templului cumva a îngăduit, așa înțeleg în momentul, a îngăduit să vadă până unde poate merge omul. Și Iisus spune un cuvânt aspru. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Ce făceau în templu? Vindeau, schimbau, business. Și atunci mă uit spre Domnul Iisus Hristos că îl condamnă pe Israel că n-a înțeles că scopul unui sanctuar pe care îl dedici lui Dumnezeu este pentru închinare și atât. Toate celelalte lucruri poate să iasă în afara templului. Îi spune cu ce ne mai ajută pe noi un templu și discuția despre templu în secolul vitezei și într-un secol în care închinarea se mută într-o altă dimensiune și într-o altă sferă. Ei bine, noi creștini ar trebui să învățăm din istoria copiilor lui Israel că Dumnezeu este același Dumnezeu, ca și pentru Israel, este și pentru biserică. Și sfințenia lui nu este negociată în nicio generație. Și Dumnezeu se uită spre inimile noastre și condamnă ritualismul, care n-are nimic de a face cu adevărată evlavie. Pretinsa noastră întâlnire cu Dumnezeu și în realitate El să fie necinstit de trăirea noastră și de păcatele noastre. Dar aș vrea cumva să mut un pic discuția spre anumite temple pe care oamenii le zidesc în generația contemporană. Așa este, dar înainte de a face asta, Alex, rămânem puțin aici în templu, un ultim gând. Deci totuși e imposibil de gândit
poate ne bate chiar gândul judecății, să ne imaginăm că o generație de atunci, sau generații de-a lungul, nu numai atunci generația Domnului Hristos, au necinstit templul prin propria lor viață. Acolo unde era prezența lui Dumnezeu, da? Unde Dumnezeu era onorat sau aștepta închinarea, poporul, în loc să-l cinstească, au pângărit sau au necinstit locul acela, templu. Și piatră peste piatră, exact așa cum s-a spus, așa s-a și împlinit, nu va rămâne peste locul acela. Și a fost dărâmat. Deci nu vine să cred că Dumnezeu a fost în stare, practic, să-și distrugă propriul lăcaș doar pentru a da un semn oamenilor să se pocăiască. Ăsta este Dumnezeu. Pentru mine, șocul este mai mare că pentru un singur păcat îl scoate pe om fără drept de apel din Eden. Un păcat. Și Edenul se pierde. Deci găsesc în Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu tolerează și nu se compromite. Și atunci când vine cineva și spune, noi am dedicat un sanctuar lui Dumnezeu, păi să fie al lui Dumnezeu și nu al tău. Și cu asta spun totul. Foarte important. Dacă îl ai dat lui Dumnezeu, lasă-l să fie al lui Dumnezeu. Nu-i găsi tu o utilitate pragmatică pentru generația contemporană? Acum o spun, poate să se supere, poate să nu se supere, sunt un om mai direct. Păi spunea cineva că într-un locaj dedicat lui Dumnezeu se întâlneau bărbați, se uită la campionatul mondial de fotbal. Păi ori îl ai dat lui Dumnezeu, ori este o sală de utilitate publică. Socializare. Socializare și alte lucruri. Acum, nici să fim mai catolici decât alții și să spunem că exclusiv locașurile pe care le dedicăm lui Dumnezeu, bisericile locale sunt cu o destinație strict ritualică. Că de obicei acolo mai și socializează oamenii. Dar deja vorbim despre un exces spre migrarea într-o zonă problematică. Adică s-a ajuns să devalorizezi ce înseamnă locașul pe care îl dedici lui Dumnezeu. Dar aici este o discuție un pic secundară. Ceea ce mă frământă mai tare este că, deși Dumnezeu a dărâmat aceste temple, se ridică de-a lungul anilor, în fiecare generație, popoare, pocăiți, antreprenori, constructori, cum vrem noi să-i numim, oameni care își pun în cap să zidească niște temple. Și aici discuția pentru mine este una un pic mai sensibilă, pentru că se ridică 3 temple pentru a lua ochii oamenilor. Un prim templu pe care îl văd că se ridică și se ridică din nou. Deci nu este ceva nou, ci este o rezidire a unor locașuri pe care Dumnezeu le-a dărâmat. Este un templu dedicat rațiunii. Și aici aș vrea să mă explic. E bine, uite-l pe Apostolul Pavel că se duce în lumea greacă, unde elenismul a cucerit tot ce înseamnă școală de gândire. Și Apostolul Pavel stă în fața unui aeropag plin cu stoici, cu epicurieni, cu filozofi. Cu oameni pentru care religia era ceva sacru. Cu oameni pentru care templele erau lucruri sacre. Și el vine și spune, eu îl reprezint un Dumnezeu. Și atenție, la momentul în care vorbea Pavel, templul din Ierusalim era încă în picioare. Vine un evreu, care teoretic vrea să defileze cu ideea de templu, că acolo este adevăratul Dumnezeu, vine și rostește în aeropagul din Atena unul dintre cele mai curajoase cuvinte, Fapte 17:24. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și atunci se blochează tot auditoriul. Păi cum e posibil? Păi noi avem templu, tu ai templu și vii și spui că Dumnezeul care teoretic locuiește în templul de unde tu vii, nu locuiește acolo. Ceva s-a produs în mintea lor. Ceea ce a vrut Pavel să spune este că Dumnezeu invită omul nu la a-și mai zidi temple, ci la a fi un templu. Și pentru Apostolul Pavel discuția se mută exact în același spațiu grecesc. În zona, uite, spre exemplu, 1 Corinteni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel face o declarație care rămâne în Sfânta Scriptură și rămâne, dacă vrei, ca o invitație a lui Dumnezeu pentru oameni. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt
și că Dumnezeu a ales să locuiască în voi. Și două texte în Noul Testament unde Apostolul Pavel vine și spune templul unde Dumnezeu vrea să locuiască nu este zidit, nu este opera unei minți, a unui arhitect celebru. Nu este nici măcar rodul sacrificiului oamenilor să-ți iau ochii, ci Dumnezeu vrea să locuiască în simplitate, în ființa umană. De aceea Apostolul Pavel spune, în generația în care eu trăiesc și după Pavel până astăzi, oamenii și-au făcut un scop în sine, să ridice temple pentru rațiune. Acolo unde logica lor a exclus autoritatea lui Dumnezeu, unde argumentele au luat fața trăirii prin credință. Și dacă te uiți inclusiv în spațiul evanghelic contemporan, nu spun lucrul acesta, Doamne ferește, ca să-i critic pe cei care au acces la studii de calitate, dimpotrivă. Și eu sunt un beneficiar al unei școli și am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să înțeleg mai multe, să cunosc mai mult. Deci nu sunt un ignorant care îi critică pe cei care s-au dus la școală, dimpotrivă. Ce încerc să spun este că, inclusiv în spațiul evanghelic, oamenii au ajuns să pună foarte mult accent pe rațiune. Și puterea lui Dumnezeu este ușor așezată într-un cont de umbră. Pe tot ce înseamnă justificare rațională. Pentru că dacă nu o poți justifica, nu o poți explica cu argumente umane, ea nu mai își găsește utilitatea în biserică. Și astfel ajung oamenii să nu mai creadă în minuni, să nu mai creadă în participarea lui Dumnezeu activă, în închinarea din biserică. Păi noi când ne ridicăm să cântăm în biserică, cui cântăm? Când noi ne rugăm în biserică, cui ne rugăm? Nu este și Dumnezeu acolo? Păi Biblia spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, păi eu sunt acolo. Asta înseamnă că unde este Dumnezeu, există viață. Și atunci, în logica aceasta a argumentelor, oamenii l-au scos pe Dumnezeu și l-au exilat pe Dumnezeu. Nu-i mai dau voie să existe sau să stăpânească de plin ființa umană. Și practic, pentru mine lucrurile astea sunt o problemă. Practic, rațiunea este atât de mult supraevaluată, atât de mult adusă la nivel de standard de viață, astfel încât se scude orice altceva ce nu poate fi explicat prin gândire, prin rațiune. Uite, dau un exemplu. Un alt Dumnezeu, aș spune, poate eu. Corect. E un alt Dumnezeu. Corect. Uite un exemplu. În Franța, știi că în prezent Franța este cel mai laic, se declară stat laic, pentru ei nu există Dumnezeu. Deci pentru ei ateismul este, dacă îmi este îngăduit să spun, ca o religie. Exact. Dacă ar putea fi o religie, este o religie. Este o religie pentru cei mai mulți francezi. Care este problema? De unde au pornit lucrurile? Odată cu Revoluția franceză a existat un gânditor, Robespierre, arhitectul Revoluției franceze, care a venit și a spus problema în generația contemporană este biserica, este Dumnezeu. Dați foc locașurilor de cult. Și ce au făcut? Au distrus tot ce înseamnă arhitectură religioasă. Au pus mâna pe preoți. I-au măcelărit. Au schimbat denumirile străzilor din denumiri cu numele sfinților în denumiri cu numele filozofilor și a marilor gânditori. Și au spus ce stă în calea progresului ființei umane este Dumnezeu. Deci este pentru prima dată când filozofia încearcă să-și ia revanșă față de teologie, dar cu brutalitate. Și au mers până acolo încât au intrat în catedrala Notre-Dame de Paris și au proclamat catedrala templul rațiunii. Au înlocuit altarul cu o statuie a filozofiei, a științei, a rațiunii. Și au spus, Dumnezeu nu există. Numai că ce s-a întâmplat? Au creat un sistem care a început să se devoreze pe el însuși. Și consecința? Inclusiv Robespierre, care a comandat ghilotinarea în masa preoților, a ajuns să fie ghilotinat el însuși de sistemul pe care l-a creat. Numai că odată scăpat din lesă acest dragon, l-aș numi,
s-au trezit în imposibilitatea de a-l mai controla. Au ajuns până acolo încât au declarat cu toată convingerea că Dumnezeu nu mai există, că tot ce înseamnă religie este o invenție umană, și ne uităm la secole după această decizie. Un stat laic, un stat care contestă existența lui Dumnezeu și un stat care și-a pierdut, din punctul meu de vedere, inclusiv orientarea morală și etică. Când tu îl scoți pe Dumnezeu din tot ce înseamnă paradigmă, ajunge în nebunie. Și atunci pentru Apostolul Pavel, revenind la exemplul din Fapte, pentru Pavel care a stat în fața stoicului și a epicurienului, pentru Pavel, Dumnezeu nu era un Dumnezeu care se opunea gândirii, un Dumnezeu care să se fie opus studiului, un Dumnezeu care să se fie opus științei, ci dimpotrivă, uite-l pe Pavel în același Areopag al Atenei, că citează poezie greacă. Deci pentru Pavel nu era o problemă să cunoască aceste elemente. Bac, dimpotrivă, se plimbă prin cetate și vede anumite zeități, temple dedicate anumitor zeități și spune, băieți, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Ei bine, am văzut și un altar pentru un Dumnezeu necunoscut, ca să nu-l supărați pe acest Dumnezeu necunoscut, dați-mi voie să vă explic cine este. Păi El este Dumnezeu care nu mai vrea să locuiască între patru pereți, ci este un Dumnezeu care vrea să vină în inima voastră. Și imediat s-a activat rațiunea. Cine trebuie nou un astfel de Dumnezeu? Și l-a exilat pe Dumnezeu. Un alt templu care se ridică în generația contemporană și se ridică în fiecare generație și se surpă în fiecare generație. Aici este paradoxul. Templul rațiunii se tot ridică și de la generație la generație se demolează. Generația următoare îl ridică și nici bine nu își încheie existența, că se surpă și se ridică altceva. Întotdeauna o filozofie înlocuiește pe alta. Întotdeauna un curent înlocuiește pe altul. Și este din ce în ce mai pus pe a dinamita tot ce înseamnă religie, tot ce înseamnă idee de Dumnezeu. Pentru că rămâne golul acela, să știi, în momentul în care vrei să-L scot pe Dumnezeu, e impost. De asta niciodată nu se va găsi ceva complet ca să înlocuiască pe Dumnezeu. Se tot încearcă, vine unul, nu poate, vine altul, nu poate. Dar atenție, ai spus un lucru mare. Nevoia de închinare este prezentă în ființa umană, că așa ne-a creat Dumnezeu. Și atunci se străduie să zidească un templu, nu să fie un templu unde să locuiască Dumnezeu, ca să-și liniștească conștiința. Și dedică tuturor lucrurilor de sub soare timpul închinării, pasiune și alte lucruri. Păi numai în generația contemporană nu reușim să le trecem într-un registru cam câte convingeri religioase sunt. Nu vorbim convingeri religioase creștine, ci convingeri religioase din toate. Păi India, omul și religia, omul și Dumnezeul, în Temir ce triburi, fiecare își definește dumnezeirea după rațiunea lui, după înțelegerile lui. Pentru că rămâne nevoia aia nu se poate. Asta e problema, nevoia rămâne. Aici este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să-ți definească și să-ți așeze în anumite limite ce înseamnă declarația despre Dumnezeu. Că tu nu poți numi Dumnezeu orice mișcă pe fața pământului, pentru că te minți pe tine și te privezi pe tine de o întâlnire cu adevăratul Dumnezeu. Și atunci, mai este un alt templu pe care îl văd că se ridică și în generația contemporană, este templul dedicat banului. Nu există în istorie o generație mai orientată spre îmbogățire cum este generația contemporană. Iubirea de bani. Iubirea de bani este de când e cerul și pământul. Vezi, chiar Mântuitorul Iisus Hristos a spus, nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și atunci, iubirea de bani a fost o problemă de când e cerul și pământul. Plata fără de lege. Avem nenumărate exemple în Vechiul Testament, în Noul Testament, despre oameni care mor în biserică pentru că au mințit pe Dumnezeu în anumite vânzări și în anumite business-uri pe care le-au făcut. Dar unde este problema? Acolo unde oamenii dedică din nou și în generația contemporană timp pentru a se ridica, resurse pentru a se ridica un templu pentru bogăție,
se exclude cu desăvârșire purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Totul intră în sfera deprinderilor umane. Totul intră în sfera abilităților umane. Nu mai ai puterea să spui rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Generația contemporană este învățată. Pâinea noastră, cea de toate zilele, ne-o luăm noi astăzi. Deci Dumnezeu nu mai are niciun rol în asigurarea hranei noastre. Deci pentru noi Dumnezeu este cineva, dacă mai este cineva, cu care ne mai întâlnim în sanctuar la o biserică. Și atât. E bine, Dumnezeul Bibliei vine și spune: eu nu sunt un Dumnezeu pe care îl închideți între patru pereți. Eu sunt un Dumnezeu care vreau să locuiesc în inima voastră prin credință. Vreau să fiu cu voi, voi să fiți templul meu. Și atunci când tu ești templul lui Dumnezeu, Dumnezeul care conduce cerul și pământul este Dumnezeul care îți dă pâinea aceea de toate zilele. Este Dumnezeul care asigură resurse pentru tine și casa ta. Dar dacă generația contemporană intră în această horă a îmbogățirii, dar o îmbogățire care vizează satisfacerea unor dorințe care niciodată nu pot fi împlinite, doar pentru a-L scoate pe Dumnezeu, ajung în ruină. Uite, este un exemplu, Domnul Iisus a dat o pildă. A spus o pildă, un exemplu. Zice, un om a avut șansa unui an prosper. Și ce a făcut? A zis, dărâm un alt orizont, mai mult. Ok, nimic neobișnuit, cam toți oamenii de afaceri tind să depășească cifrele din anul precedent, să aibă realizări mai multe. Numai că este un detaliu acolo care face diferența. De data aceasta, omul religios vorbește cu cine? Cu sufletul lui. Nu mai vorbește cu Dumnezeu. Vorbește cu sufletul lui pentru că el a devenit propriul lui Dumnezeu și spune, suflete, mănâncă și bea. Acolo este confuzia. Sufletul nu mănâncă și bea. Trupul mănâncă și bea. Sufletul nu se hrănește cu lucruri materiale. Dar aici este postura unui om care a devenit propriul lui Dumnezeu. El era Dumnezeu și templul era bogăția lui. Și Dumnezeu îl strigă. Nebunule, în noaptea asta eu îți iau sufletul și toate cele pe care le-ai strâns. Ale cui vor fi? Omul moare. Și atunci te trezești în fața acestui adevăr. Ce faci în generația contemporană? Zidești un templu dedicat bogăției? Cui rămâne? Îi spune, păi și ce facem? Vindem tot și... Uite, am citit zilele trecute un exemplu că în anul 1666, undeva aici în zona noastră, mai ales în partea Kievului, au existat, prin influența Bisericii Ortodoxe Ruse, tendința ca oamenii să se sperie de venirea iminentă a lui Anticrist. Și ce au făcut în anul 1666? Au vândut tot. N-au mai strâns grâu, n-au mai strâns grâu. Toți au stat într-o așteptare continuă. Gata, vine Anticristul, vine Domnul. A trecut și anul 1666. Și Iisus n-a venit. Numai că s-au trezit. Unii au mers spre un fanatism, își dădeau foc. Încercau cumva să anticipeze intrarea într-un paradis al lui Dumnezeu printr-o curățire forțată. Tot soiul de nebunii. Dar ni să ajungi în extrema asta, nu mai fac nimic pentru că Iisus vine, sau să ajungi în cealaltă extremă, fac totul pentru că Iisus nu vine. Adică mă concentrez doar pe ridicarea unor obiective care nu țin. Și am exemplu în Sfânta Scriptură. Balaam a iubit banii și n-a ajuns bine. Acan a iubit banii și nu a ajuns bine. Iuda a iubit banii, n-a ajuns bine. Anania și Safira, că toți au impresia că vorbim numai din vechi. Nu, vorbim din noul. Doi oameni mor în biserică că au iubit banii. Repet, doi oameni mor în biserică că au iubit banii. Și au mințit. Întotdeauna iubirea banului este o extensie. Duce spre o extensie și ajungi în alte păcate. Că îl minți pe Dumnezeu, minți biserica, te compromiți. De fapt, nu mai ai limite. Eu am văzut în experiența umilă pe care o am ca slujitor de aproape 12 ani că cele mai multe probleme în familie apar de la lipsuri sau de la proasta gestionare a resurselor financiare. De obicei că n-ai prea puțin sau că n-ai prea mult. Și aici sunt probleme. Da. Deci sunt probleme. Și atunci, ce avem de făcut? Eu am văzut în Domnul Iisus Hristos un exemplu.
De ce crezi că a ales să se nască într-o iesle? De ce crezi că a ales să trăiască simplu? De ce crezi că a ales să învețe pe ucenici simplitatea? Aveți grijă de nevoiași, aveți grijă de oamenii necăjiți, aveți grijă de oamenii săraci. Pentru că pentru Domnul Iisus Hristos pământul nu este totul. Și cine își dedică timp să zidească aici temple dedicate bogăției, au toate șansele să piardă veșnicia cu Dumnezeu. Și pentru mine lucrul acesta este problematic, pentru că cei mai mulți din cunoscuții mei, când stau de vorbă cu tineri, întreb, ce vrei să întâmple anul ăsta? Cam ce vrei să realizezi? Oh, bani! 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 Ăsta e cuvântul lor, business! Bani! Problema care e, nu e greșit să ai un business echilibrat din care să trăiești tu și familia ta. Problema este când ajung banii să-ți controleze viața, principiile, etica, deciziile pe care le iei și ajungi să fii stăpânit de lucrurile pe care tu trebuia să le domini. Și Sfânta Scriptură este foarte radicală din punctul acesta de vedere. Și uite, Domnul Iisus Hristos a spus un lucru interesant și cu asta aș vrea să închei domeniul acesta. Luca 16 cu 13, nu iubi banul. Lasă utilitatea lor să rămână în sfera, în sfera aceasta a lucrurilor pentru care ai nevoie să exiști, dar nu face din ele o închinare, pentru că ele vor ajunge să-ți compromită viața. Și din nefericire ne uităm în istoria bisericii. Banii au corupt slujitori, banii au corupt biserici, banii au corupt decizii. Iubirea de bani a dus oameni extraordinari spre ruină, pentru că totul începe de aici. Și aici cu asta chiar închei sectorul acesta al banilor. Una din tentațiile și din ispitele Domnului Iisus Hristos, știi care a fost? Diavolul a pus pe strașina templului și știi ce a arătat? Toate bogățiile lumii. Dar atenție, unde l-a pus? Pe strașina templului. De ce nu l-a dus pe strașina palatului lui Irod? Da. De ce nu l-a dus pe strașina unui, nu știu, casei unui om bogat? L-a pus pe strașina templului și a arătat bogăția. Ce a crezut? Că bogăția poate să corupă identitatea lui Iisus? Și Iisus îi spune, înapoi a mea. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Înapoi a mea. Deci era practic clar contradicția aceasta dintre antagonismul acesta între templul lui Dumnezeu și bogăție. Un alt templu dedicat de bogăției. Exact. Și un al treilea templu cătă pe care îl văd în generația asta că se ridică este un templu al religiei de fațadă și mă îngrijorează mult. Aici tare. Este dureros, pentru că fenomenul e amploare. Toate sunt. Și atunci când rațiunea preia locul lui Dumnezeu și când banii iau locul lui Dumnezeu, dar atunci când crezi că te închini și de fapt totul este o înșelăciune, este mult mai subtil, mult mai grav și mult mai nociv, te omoară fără să știi. Ai impresia că ești în biserică, că te simți bine, că ești într-un loc unde pretinzi sau crezi sau ai senzația că te închini lui Dumnezeu, dar de fapt nu e decât o senzație și nu ești într-o relație cu Dumnezeu. Da, dar vezi, face casă bună cu religia. Și în religie se întâmplă lucrurile astea. În închinare. În ce înseamnă desfășurarea serviciilor divine ale bisericii. Alex, aici trebuie să discutăm mai mult în sensul că și te lasă să mai provocat acum, trebuie să te rog. Vorbim aici despre senzații și despre sentimentul acesta despre a te simți bine. Când simțirea de bine când devine în Dumnezeu. Are legătură foarte tare cu Dumnezeu acesta al închinării, al înșelăciunii, da? Crezi că ești în Dumnezeu, ești manipulat, exact. Te simți bine. Ți se cântă după urechea ta, ți se spune ceea ce vrei să auzi, da? Nu ți se cere prea mult, nu ai anumite obligații. Deci, dacă facem comparația cu templul din Ierusalim, oamenii aceștia care făceau pelerinajele acelea anuale, se duceau, aveau oamenii care se țineau de credință, se țineau, dar erau unii, bineînțeles, care nu făceau lucrul acesta. Dumnezeu, într-adevăr, transformă trupul nostru în templu și atunci le-au pe Dumnezeu, sau ar trebui să le-au pe Dumnezeu cu mine. Dar când vorbim despre această senzație că sunt într-o religie, într-o creație în care mi se cântă după dorința mea, mi se vorbește după, eu sunt cel care, sau totul se învârte în jurul meu,
Corect. Eu am mai spus lucrul acesta și am curajul să spun și în generația... Să spun din nou pentru generația contemporană. Umanismul face probleme. Umanismul face din nou măsura tuturor lucrurilor. El e centrul închinării. Parol. Dumnezeu este centrul închinării. Noi oamenii suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu, pe El să-L adorăm. Dacă desfășurarea unor servicii divine se concentrează pe mulțumirea oamenilor și nu pe mulțumirea lui Dumnezeu, spre ce mergem? Uite un exemplu. Oamenii care au o formă de evlavie, întotdeauna îi vor contesta pe cei care au o evlavie autentică și îi vor marginaliza pe prezumția că ei sunt fanatici, că sunt retrograzi, că sunt old fashion, că sunt prea conservatori. Și că, vezi, Doamne, conservatorismul n-ar face casă bună cu emanciparea socială, religioasă, pe care ieftin încearcă să ne-o vândă în contemporaneitate. Numai că ce faci cu bisericile care iau Biblia și o aruncă la gunoi și pun pe masă o pseudo, hai să o numim, un pseudo-decalog inventat de mintea lor, pe care îl impun generației contemporane sub pretextul că este noua revelație a lui Dumnezeu. Îți dau un exemplu din istorie. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu avem text că femeia trebuie să fie ordinată. Nu avem text. Pavel chiar spune, m-aș feri, spune el. Femeia are un alt rol, este chemată de Dumnezeu să aibă o altă vocație. Lui, să fie unui bărbat, îi se dă o altă vocație, un alt rol. De acord. Se ridică biserici istorice care vin și spun, cine este Pavel să spună așa ceva? La gunoi. Cine este Dumnezeu să spună așa ceva? La gunoi. Autoritatea scripturii. În templul rațiunii și în templul banului intră liniștit și această idee a unei religii de fațadă în care Dumnezeu să nu fie Dumnezeul Bibliei care ți interzice unele lucruri, ci un Dumnezeu inventat de mintea ta care îți va tolera toate aceste lucruri. Și atunci, intri în contradicție cu Dumnezeu și atunci nu-ți trebuie un astfel de Dumnezeu. Exigent, strict, care are anumite reglementări și ține la anumite lucruri. Uite, ai căsătoria între persoane de același sex. Știi că sunt biserici astăzi, biserici în lume astăzi, prin slujitori, hirotoniți, ordinați, care își pun mâinile peste oameni, peste bărbați, bărbați cu bărbați care vor să întemeieze o familie, femei cu femei care vor să întemeieze o familie. Și numele iubirii, spun cine este Pavel, cine este Dumnezeu, cine este Biblia. Biblia este un cuvânt antic, care nu mai are relevanță în generația contemporană. Și se înlocuiește cu religia iubirii. Păi stai, mă, nu cere să iubesc păcatul și compromisul doar pentru a fi la modă cu voi. Prefer să rămân de partea lui Dumnezeu, un marginalizat al acestei societăți. Vreau să plătesc prețul excluderii din această societate dacă rămân de partea lui Dumnezeu. Chiar este un verset în Evrei, dacă nu mă înșel, unde ni se spune, hai să ieșim afară din cetate, să ieșim afară din tabără, să mergem spre Iisus care este răstignit în afara zidurilor cetății. Păi dacă acolo ne duce drumul, în afara acestei societăți care numai despre emancipare vorbește, dar din punctul meu de vedere ajunge într-un regres moral, etic, de efectiv te îngrozește, care ar trebui să fie poziția bisericii? În primul rând, biserica să nu-și mai negocieze principiile. Biserica să aibă curajul să predice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă s-au mulțit cazurile, poate să se mulțească și să fim noi biserică o minoritate. Și cu asta nu cred că se încheie existența bisericii, pentru că cel ce este de partea bisericii este Dumnezeu, este Iisus Hristos care a spus, eu sunt cu voi. Și eu cred că Dumnezeu nu își va abandona biserica. Dacă trebuie să trecem pe aici, vom trece. Dar dacă biserica contemporană ajunge să-și negocieze crezul, convingerile, practica, doar pentru a fi acceptată de moraliștii, falși moraliști ai societății contemporane, riscă să-și piardă și credibilitatea, și influența, și mandatul pentru care ea există. Și atunci nu mai vorbim despre Biserica lui Iisus Hristos, ci vorbim despre o grupare care are intenții religioase și nimic mai mult. Astăzi, din păcate, există chiar studenți la teologie care îl închid pe Dumnezeu manualele lor. Și zic că Dumnezeu este obiectul
cercetării academice și atât. Dumnezeu este Duh și el există, El vorbește, El este prezent, El este viu. Nu poți să-L oprești pe Dumnezeu într-un manual de teologie și să-L rezumi pe Dumnezeu în aceste granițe. Oamenii bisericii îl țin pe Dumnezeu închis într-o instituție. Zic, Dumnezeu este instituția mea pe care o apăr și apăr instituția. Nu-L mai apăr pe Dumnezeu. Îmi apăr reglementările mele și nu-L mai apăr pe Dumnezeu. Și chiar teologi care îl țin pe Dumnezeu inclus, așa, încorsetat în construcțiile lor teologice și spun Dumnezeu e atât. Îmi pare rău, Dumnezeu e mai mult decât o construcție teologică. Dumnezeu este un pic mai mult decât niciun om, oricât de curat ar vorbi, nu-L poate descrie pe Dumnezeu atât de perfect, atât de loial Sfintei Scripturi, pentru că suntem oameni, suntem supuși anumitor greșeli, suntem în anumite contexte, în anumite culturi, îl înțelegem pe Dumnezeu în anumite, nu știu cum să mă exprim, să nu fiu înțeles, nu poți înțelege pe Dumnezeu de plin. Când aud pe câte unul zice că eu L-am înțeles pe Dumnezeu, simt cumva că îmi permiți, cum să ai tu ca om să spui că îl înțelegi pe Dumnezeu? Biblia spune că sunt cerurile de sus față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Că Dumnezeu a ales să ni se descopere. Da, ce cunoaștem despre Dumnezeu, despre voia Lui, despre caracterul Lui, despre atributele Lui, despre intențiile Lui, găsim în Sfânta Scriptură. Nu există om perfect să zică, gata, L-am descoperit plenar pe Dumnezeu. N-ai cum. Asta e și misterul veșniciei, să ajungi să-L cunoști. Pavel spune cu toată modestia care L-a caracterizat, dacă nici Pavel nu se mai poate numi teolog, păi noi ceilalți trebuie să mergem acasă. Pavel a venit și a spus, acum cunoaștem în parte. Dar vine momentul când o să-L cunoaștem de plin. Acum cunoaștem aceste frânturi ale unor revelații pe care Dumnezeu le îngăduie spre noi. Dar în acest context, omul contemporan ar trebui să fie mai atent la umblarea lui, la trăirea lui. Vezi, am încercat să înțeleg o mișcare din secolul XVII, pietismul german, care a încercat să conteste rigiditatea luteranismului și obsesia pentru o teologie matematică, o explicare a lui Dumnezeu într-un vocabular rigid. Și pietiștii germani au zis, domnule, bun, teologie e teologie, dar hai să vedem cât din teologie se găsește în trăirea oamenilor. Și atunci au mers spre o deschidere ca ce găsesc în cuvânt să mute în viața și în experiența de zi cu zi a oamenilor. Astfel a apărut metodismul. După mișcarea aceasta pietismului, au influențat pietiștii germani, au influențat pe frații moravieni, pe metodiști, inclusiv mișcările acestei evanghelice contemporane, au această aplecare spre o trăire autentică, spre o trăire personală a cerințelor lui Dumnezeu. Adică cumva să interiorizezi teologia, să interiorizezi cuvântul lui Dumnezeu și să lasă să producă rod. Dacă Dumnezeu e doar o știință, dacă teologia e doar o știință și atât, unde mai este rolul experimentării unor lucruri unde Dumnezeu te invită să intri pe teritoriul Lui? Acolo nu e numai rațiune. Aici nu vreau să intru într-o discuție că ar fi poate nepotrivit și nu ne-ar ajunge nici timpul, că sunt unii care au impresia că Dumnezeu este doar rațiune și tot ce ține de sfera sentimentelor nu-și găsește locul în Sfânta Scriptură. Nu ai în Sfânta Scriptură argument să contrazici faptul că Iisus a ținut și, cum să-ți explic, a fost un Dumnezeu care a avut grijă de emoțiile oamenilor. Uite, îți dau un exemplu cu văduva din Nain. Zice, nu plânge. Ia șterge lacrimile. Deci a fost... ai texte în Sfânt, se zbate lăuntru de milă. Deci, Iisus plângea. Deci vorbim despre niște exteriorizări a sentimentelor. Adică când aud un creștinism ăsta rigid, doar la că stai drept, nu dar face nici pe de altă parte teologia. Doar predica nici la prea... sentiment și la senzație. Aici sunt de acord cu tine că sunt unii care manipulează și instrumentalizează foarte, foarte neonest anumite sentimente în timpul predicii, le dezagreiesc și le condamn la rândul meu, dar nu pot să cad în aceste extreme. Aș vrea cumva
prin cuvântul lui Dumnezeu, că așa zice Biblia. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Există întotdeauna o cale de mijloc și asta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să închei cu chestia asta, cu templul dedicat unei religii de fațadă, să ne cercetăm pe noi înșine și să înțelegem că în zilele din urmă oamenii vor avea o formă de evlavie. Forma de evlavie te privează de o întâlnire autentică cu Dumnezeu. Ai senzația că dacă ai plâns odată, că ai auzit un mesaj care te-a mișcat, gata, ți-ai rezolvat problema mântuirii. Eu cred că fiecare om care cu adevărat își dorește veșnicia să-și pună serios întrebarea dacă l-a întâlnit pe Dumnezeul Bibliei sau a întâlnit un Dumnezeu închipuit de mintea lui. Pentru că dacă suntem onești, Dumnezeu este ce spune El despre El că este. Nu ce încercăm noi să spunem. Ce spune Dumnezeu despre El este dașamin. Aici cred că ar trebui să fim onești și să lăsăm Biblia să ne spună cine este Dumnezeu. Nu să căutăm noi în Biblie ideile noastre despre ce ar trebui să fie Dumnezeu. S-a ridicat un templu al rațiunii, a căzut, îl ridică din nou generația contemporană. Au fost ridicate temple pentru iubirea de bani, se ridică, sunt dărâmate, se ridică, sunt dărâmate. Se ridică temple pentru religie de fațadă, cade și în generația aceasta. Și întrebarea se pune, ce rămâne în picioare? Și Iisus, prin Pavel, ne spune direct, eu nu vreau temple făcute de mâinile oamenilor, nu vreau suma eforturilor voastre, vreau să fiți voi un templu în care eu să locuiesc. Și acolo unde locuiește Dumnezeu, există naștere din nou, există viață spirituală, există garanția mântuirii, există răscumpărare, înfiere, există tot ceea ce este mai sublim, așa cum găsim în Noul Testament. Dar dacă nu există o întâlnire personală cu Dumnezeu și nu devine El Dumnezeu un templu în inima noastră, putem să ridicăm catedrale până la lună, că nu au nicio valoare, așa cum se ridică așa cale. Singurul templu care rămâne, știi care este? Omul, unde locuiește Dumnezeu. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și El vrea să locuiască. Vezi, Pavel insistă pe acest adevăr. Vezi, toate popoarele aveau zeități care rămâneau în templu. Acolo le aducei sacrificii și Pavel vine și zice, Dumnezeul meu nu rămâne în templu din Ierusalim, ci Dumnezeul meu locuiește în inima noastră prin credință. Locuiește aici, eu am devenit proprietatea Lui și am devenit sanctuarul unde locuiește Dumnezeu. Și atunci când tu înțelegi că Dumnezeu locuiește în tine, lucrurile se schimbă, viața se schimbă, așteptările se schimbă, inclusiv participarea la închinarea publică a bisericii se schimbă. Adică înțelegi că Dumnezeu locuiește în inima ta prin credință. Numai aceste gânduri că ești singur, că ești marginalizat, că nu aparții nimănui, ai credință, ai curaj, viața se schimbă, experiențele tale cu Dumnezeu încep să devină tot mai profunde, îl descoperi pe Dumnezeu de la zi la zi mai mult, îi înțelegi voia de la zi la zi mai mult. Și atunci, nu te priva de o întâlnire autentică cu Dumnezeu doar pentru că te-ai camuflat în spatele unei religii de fațadă. Mă și eu la biserică, mai arunc și un ban la colectă, gata, lucrurile sunt simple. Cumva încerc prin moralitatea mea să justific pretenția că l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și vezi, găsesc în Sfânta Scriptură că forma de evlavie nu este evlavia autentică pe care Dumnezeu o vrea. Știi care este evlavia autentică? Iisus să locuiască în inima ta prin credință. Aici găsesc și aud din ce în ce mai puțin în bisericile evanghelice predicat acest adevăr, că Iisus vrea să locuiască în inima ta prin credință. O, auzim cum trebuie să fii un om moral, auzim cum trebuie să ai o familie de succes, cum trebuie să ai un business de succes, cum trebuie să ai o viață de 5 stele. Nu prea mai aud și o spun cu sinceritate și onest și cu durere. Pentru durere. Că nu poți să vii să spui generației contemporane, știți, rezolvați-vă numai problemele pământului și să n-ai curajul să-i spui că ați rezolvat problema veșniciei implică ca aici să devii un templu unde Dumnezeu să locuiască prin credință. Aici cred că este esența.
Nu templul din Ierusalim, Dumnezeu le-a dărâmat. Vor evrei acum să rezidească din nou templu. Au toate obiectele pregătite să rezidească. Și Biblia spune în Apocalipsa că vor zidi templu unde Anticrist va intra și se va da drept Dumnezeu. Din nou o formă de evlavie. Dar în realitate nu va fi o evlavie autentică, nu va fi o religie autentică. Va fi o manipulare, o camuflare, o diversiune prin care chiar pe cei aleși se inducă în eroare. Concluzia? Dacă Iisus locuiește în inima noastră prin credință, se rezolvă cele mai multe dileme pe care le avem. Și dacă cuvântul Lui este superior oricărei învățături umane, viața noastră și cum se simplifică. Eu am ales, și cu asta închei, am ales și sunt foarte, foarte exigent cu mine să dau credit Sfintei Scripturi. Și mi-au trecut și mie prin mână anumite cărți, anumiți autori, anumiți teologi, dar întotdeauna m-am întors la Biblie, pentru că pentru mine ce spune Dumnezeu este sfânt. Poate să mă judece lumea contemporană că am înnebunit și că am rămas un reacționar antic. Este un compliment pe care mi-l pot face, pentru că aș vrea să rămân de partea lui Dumnezeu. Și a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă să crezi cuvântul lui Dumnezeu cap-coadă. Nu ideile noastre și nici măcar explicațiile și încercările de echilibristică a unor teologi care încearcă să ne zugrăvească o idee despre ce ar trebui să fie Dumnezeu, nu despre ce este El în realitate. Alex, slavă Domnului! Am înțeles foarte bine gândul din seara aceasta. Templul lui Dumnezeu trebuie să fim noi. Și indiferent de orice alte temple, inclusiv templele acestea contemporane, nu nimic nu poate înlocui adevăratul templu, acolo unde Dumnezeu așteaptă să fie prezent, inima noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Îți mulțumesc foarte mult pentru gândul din seara aceasta, pentru mesajul tău, pentru contribuția ta. A fost extraordinar. Am mai înțeles încă o dată că e vremea să ne întoarcem la Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să locuiască în inima noastră, acolo unde este locul. Nimic nu poate înlocui. Nici rațiunea, nici banul, nici altă formă de închinare, ci numai Dumnezeu poate umple golul acela destinat lui Dumnezeu. E locul destinat lui Dumnezeu. Îți mulțumesc mult, Domnul, să te binecuvânteze în lucrarea pe care o faci, succes în lucrare și cu siguranță te așteptăm și la o altă ediție. Am fost onorat să pot participa la acest dialog cu tine. În sinceritate spun că este o bucurie ori de câte ori stăm de vorbă și putem împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță fiecare ascultător are probabil și alte opinii, poate contradictorii a ceea ce noi am discutat în seara aceasta aici, dar aș vrea să las această invitație chiar și pentru cei ce ne urmăresc, chiar și pentru noi doi, să ne întrebăm onest, locuiește Domnul Iisus în inima noastră prin credință? Mai este aici? Mai este în viața noastră? Nu vorbim de onestitate și de teologia noastră extraordinară pe care milităm și pe care încercăm să o popularizăm. Nu, vorbim de experiența noastră de zi cu zi. Este Domnul Iisus, Mântuitorul nostru și locuiește în noi? Dacă este aici, toate celelalte temple cad și înțelegem că numai așa vom ajunge să dobândim mântuirea și viața veșnică. Mulțumesc pentru invitație, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, casa ta, echipa Producens Media, pe toți ascultătorii Producens Media, Dumnezeu să vă binecuvinteze și multă sănătate și spor în toate. Amin. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere.